A intrat pe poarta închisorii cu prestanța unui ministru și a ieșit cu figura unui Moș Crăciun pierdut pe o stradă. Schimbarea lui Decebal Traian Rămeș este incredibilă, cu ochelari, cu părul lung și cu o barbă mare și albă. Așa arăta acum fostul ministru al agriculturii după un an de închisoare. Trebuia să stea după gratii de 3 ori mai mult, însă a fost eliberat condiționat după ce a fost condamnat pentru luare de mită în celebrul dosar Caltaboșul. Decebal Traian Rămeș a ieșit pe ușa penitenciarului Baia Mare îmbrăcat în același pulover cu care a intrat pe aceeași poartă în urmă cu un an. A fost singura asemănare dintre cele două momente. Cel care cândva împărțea pământurile țării pe scaunul cel mai înalt al Ministerului Agriculturii a fost așteptat la eliberare doar de presă. Pare vindecat de aroganță, acum mi se pare o persoană chiar umană care îți stârnește empatie. Fostul ministru a ieșit din penitenciar tăcut, cu capul în jos și total schimbat, cel puțin fizic. Anul de detenție parcă a fost cât 10 pentru Traian Rămeș. Îmbătrânit, cu privirea pierdută, barbă lungă și albă, trist, fostul ministru a căutat pentru câteva minute drumul spre casă. După el a tras un troller greu, o geantă și o haină. Pe strada, pe jumătate asfaltată, în timp ce mergea aproape pe mijlocul drumului, mașinile au fost nevoite să locolească. Nimeni nu l-a claxonat însă. Aproape un kilometru a mers pe jos până ce și-a întâlnit soția pe marginea șoselei într-o mașină. Nici ei parcă nu-i venea să creadă că acela este soțul ei. Nici un gest de bucurie, tandrețe sau măcar o tresărire nu a schițat fostul ministru în fața soției, pe care o vedea pentru prima oară după un an, în afara zidurilor reci ale pușcăriei. În urmă cu 7 ani, pe masa unui restaurant de lux, stătea negocierea unor licitații pe bani grei. Rămeș ar fi trebuit să facă 3 ani de închisoare pentru trafic de influență în dosarul Caltaboșul. Am executat fizic rame, felicități și alte obiecte de artizanat. Așa și-a motivat Rămeș cererea de eliberare condiționată în fața magistraților și i-a convins. Astăzi a ieșit după numai un an de detenție.